Salut! În acest video o să-ți povestesc cum am făcut 4500 de lei cu acest tractoraj de jucărie. Mai exact cum am făcut acest tractoraj de jucărie pentru 4500 de lei. Toată treaba asta s-a întâmplat în facultate când eram în anul 3. Așa ca o paranteză am făcut facultatea de mecanică în Timișoara. Una dintre materiile care erau destul de interesante era modelarea 3D. Legat de materia asta au apărut un concurs organizat de Best Timișoara Concursul presupunea modelarea unui tractoraș agricol care urma să fie apoi printat 3D și să fie funcțional. Tractorașele urmau să concureze pe un circuit. Înainte să intrăm în concursul propriu-zis, trebuia să se facă echipele și au organizat un test de modelare unde trebuie să modelăm niște piese după niște desene primite de la ei, lucru care a fost destul de simplu. S-au făcut echipele, după care a început concursul și am primit regulamentul după care trebuia să construim tractorașul. Am avut dimensiuni maxime admise, am primit telecomanda asta, am, plă am primit plăcuța receptoare care este în tractoraș, suportul de baterii, două motorașe pentru tracțiunea spate și un sistem pentru direcție, dar nu era direcția completă, era doar un reductor micuț cu un motoraș care avea așa o limbă care făcea stânga-dreaptă, iar noi trebuia să ne construim tot mecanismul de direcție și să ne conectăm la mecanismul ăla. Suplimentar am primit pentru suspensie două telescope mici cu un arc și patru rulmenți mici pe care să i folosim la roți, să nu avem frecări foarte mari la roți. Am avut timp cam două săptămâni să facem modelele 3D pentru fiecare piesă a tractorului, Roți, roțile exterioare, roțile dințate, componentele de direcție, șasiu, carcasă După care au fost printate și am început să asamblăm piesele și am început să facem primele teste Am observat că la direcție am lăsat toleranțe foarte mari și direcția era foarte, foarte imprecisă Și s o mai și rupt axul de la o roată din față pentru că era printat și nu era rezistent dar l-am înlocuit cu un surub, iar componentele de direcție le-am reprintat la alte dimensiuni și am reușit să avem o direcție mai bună. Am început să colorăm tractorașul, să-l facem să fie cât mai realist și să facem teste, să ne asigurăm că totul este bine. În ziua concursului, cu puțin timp înainte să înceapă concursul, tractorașul s-a oprit brusc și nu mai funcționa. Am avut noroc că nu s-a întâmplat chiar în timpul probei și am avut timp să îl desfac și să lipesc un fir care s-a desprins. La concurs am participat 5 echipe cu 5 tractorașe din care în ziua concursului au fost numai două funcționale. La concurs erau două premii, unul de 3.000 de lei pentru tractorașul care parcurgea traseul în cel mai scurt timp și al doilea premiu de 1.500 de lei pentru tractorașul care arăta cel mai apropiat de un tractoraș agricol real. Și cu acest tractoraș am reușit să câștigăm ambele premii. A fost o experiență interesantă din care eu am rămas atunci cu banii și acum cu tractorașul pe care îl am acasă și din care am învățat niște lucruri interesante. Așa că dacă ești în liceu, în facultate sau la locul de muncă, sfatul meu este să accepti orice provocare care ți se pare interesantă pentru că și dacă nu o să ajungi să câștigi bani, o să câștigi cu siguranță experiență. Dacă o să văd că lumea apreciază tipul ăsta de video, o să mai povestesc despre alte concursuri la care am participat în facultate. Nu uitați să vă abonați și până data viitoare aveți grijă de voi!